Și probabil pentru că prima dată de la începutul sezonului, CS Universitatea a putut să alinieze în primul 11 toate vedetele. Au jucat Izvoranu, Varga, Ferfelea, Pleșan, Curelea, Vătăjelu și Patriche, iar echipa a stat bine în teren. După o perioadă de tatonare, Pleșan înscrie cu capul în minutul 12. Craiovenii se retrag inexplicabil în apărare și Vătăjelu realizează faza meciului în finalul primei reprize când scoate cu călcâiul de pe linia porții. După reluare, există numai CSU pe teren. Pleșan face 2-0 în minutul 48, după un șir de driblinguri și meciul era jucat. Sunt bucuros pentru victorie, pentru că am făcut un meci bun, toată echipa. Pentru noi astăzi a început campionatul, exact cum ne-a spus antrenorul, am ascultat aceste lucruri și cred că am demonstrat că atunci când ne concentrăm toți și ne dorim cu adevărat, putem câștiga cu oricine. Varga zburdă pe partea stângă și centrează pentru două goluri, ambele înscrise cu capul de Izvoranu în minutul 60 și de Curelea în minutul 65. Golul oaspeților este marcat de Quist în minutul 89, după ce cu o fază înainte Vasquez Sinti se bara. E o echipă bună. Le-am arătat, le-am pus un clip, le-am făcut cu toate golurile aproape pe care le-au marcat până acum, le-am arătat cât de buni sunt și că trebuie să fie uniți. Unitatea ne ține în viață. Altfel, dacă începem să ne certăm vreodată sau să ne reproșăm, îi bucurăm pe adversari. Antrenorul oaspeților nu a fost mulțumit de atitudinea jucătorilor săi. După evoluția pe care am avut-o, să fim serioși, putem să dăm apă la mare. Da? Am jucat execrabil. De asta sunt, să știți, foarte supărat. El are meritul de a fi adus și de după această victorie, CS Universitatea se menține tot pe primul loc în seria a doua ligii secunde. În etapa viitoare, echipa lui Balint joacă pe teren propriu împotriva formației Gloria Bistrița. De pe linia porții de Alin Pavel.